Asociația Filantropică Sfântul Vasile cel Mare din Galați, în parteneriat cu Consiliul Local Galați, se îngrijește zilnic de ocrotirea și educația a 75 de copii. Astăzi a fost desfășurată o activitate filantropică la sediul Asociației, unde reprezentanții legale ai acestor copii au primit ajutoare, constând în alimente neperisabile, produse de igienă și alte daruri. Valoarea acestor ajutoare a fost de 6.000 de lei. În cadrul așezământului, serviciile de asistență socială și educațională sunt asigurate de angajații și voluntari asociației, precum și cu ajutorul maicilor din cadrul mănăstirii Sfântul Vasile cel Mare. Grija permanentă pe care biserica orată în această perioadă de pandemie se răsfrânge și asupra celor mai mici dintre noi, asupra copiilor pe care Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă Sfântul Vasile cel Mare îi ocrotește prin programele sale. Astăzi, beneficiarii asociației prin aparținători au primit hrana cea de toate zilele, astfel încât fiecare dintre ei au fost programați la un interval de timp pentru a primi produse alimentare de care au atât și atâta nevoie. Copiii sunt, din păcate, departe, departe de noi, dar prin instructorii de educație, prin toate metodele online pe care le punem în practică în aceste vremuri, încercăm să-i ajutăm de la distanță pentru a-și putea continua activitatea școlară. Mulțumim pe această cale Bisericii pentru hrana pe care ne-o dă, pentru ajutorul copiilor noștri suntem foarte mulțumiți. Mulțumim din suflet asociației pentru tot ce face pentru noi, pentru mâncarea pentru copilași, pentru temele care le facem pe telefon, pentru tot ajutorul. De la începutul perioadei de pandemie, Asociația Filantropică Sfântul Vasile cel Mare din Galați a oferit copiilor de la centrul de zi ajutoare în valoare de 26.400 de lei.